Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit, oameni buni! Mergem să ducem Adida și la reparat, pentru că știți foarte bine că ieri am mers la munte și mi s-a dezlipit talpa și am zis, bă, n-are rost să-i arunc, că doar trebuie să se lipească talpa și să... și sunt ok. Bun, și acum... Știu că era într-o zonă, dar cred că s-a mutat. După câte știu eu, s-a mutat. Așa că mergem să vedem și să întrebăm vecinii de acolo unde s-a mutat respectivul domn care repară încălțăminte. Da, suntem pe strada Pantelimon. Mamă, de-abia aștept să scăpăm de mască, nu prea îmi place, și să-mi duc Adida și ăștia la reparat. Hai să vedem. Cel mai praf semafor. De ce vă spun asta? Că ține foarte puțin și este compus din două părți. Dacă vrei să ajungi până pe partea cealaltă, este... Ia uitați cum dansează tramvaiul, ia uitați, bang, 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 bang. Deci linia de tramvai este făcută varză, în fine. Deci dacă vrei să traversezi până pe partea cealaltă, trebuie să grăbești pasul pentru a reuși să traversezi. Pentru că dacă nu te oprești chiar la mijloc aici, pentru că ține foarte, foarte puțin semaforul, iar cei din partea asta de la semafor vin așa cu viteza extinși, că prinde verde și te prinde chiar aici. Bun, haideți să vedem dacă găsim pe domnul care repară încălțăminte. Sper să găsim, avem aici un câine. Ce frumos e! Da, foarte tare, foarte mișto. Bă, s-au dezlipit pentru că zăpada era până la aproape de genunchi, sus la cota 2000. Mamă, ce tare a fost, cât de mișto a fost. Și vreau să vă mulțumesc din tot sufletul pentru că sunteți alături de mine, iar filmulețul a stat în top. Da, vreo 6 ore, 7 ore. Filmulețul a stat în top. Și filmuleț de o oră și ceva. Și asta din cauza voastră, oameni buni, că sunteți alături de mine. Am ajuns la 1706 abonați. Abonează-te și tu. Da, tu și tu. Sunt 33% persoane care mă urmăresc, dar nu sunt abonați la canalul meu. De ce? Nu este nicio problemă, e foarte bine că stați în umbră. Dar de ce să nu fiți abonați? Da, mi-ar face plăcere să ne cunoaștem. Scrieți-mi. Eu sunt Octavian Popescu. Ia, ce se aude? Sper să nu cadă ceva în cap. Băi, eu știu că s-a desfințat ăsta de aici. Aici era. Văd că s-a demolat. Poate găsim pe cineva să ne spună unde s-a mutat. Aici era. Aici era. Da. Nu știu, hai să întrebăm oameni. Căruna, nu vă spuneați un centru de reparat încălțămintea? Dincolo de Pantelimon, pe stânga. S-a mutat ăsta... Ăsta de aici, acolo. S-a mutat acolo. Mi-a spus cineva, dar nu m-a avut ținerea de minte. Mulțumesc frumos! Să rămână, la revedere! Da, mulțumesc frumos! Deci, băi, știam ceva, dar am uitat. Eu nu prea mă repar încălțăminte. La revedere, o arunc, nu mai stau la discuții. Dar e păcat să fac chestia asta și să o arunc când se poate repara. Lângă ce a zis, materiale. Ce materiale găsim acolo? Aș mai întreba încă o dată.
Da. Știam că s-a mutat. Uite, o să mai întreb încă o doamnă. Încă n-am înțeles. Oricum pe Pantelimon, dar unde pe Pantelimon? Să rămână, doamnă scumpă, un centru de reparat încălțăminte? Este... Nu trebuie să mai mergeți mult. Treceți de intersecție. Da. Cam pe acolo este, mai întrebați. Da, mulțumesc frumos. Să rămână. Sănătate multă. Deci trec de intersecție. Care intersecție? În fine, pe Pantelimon. Ha, mă, să vedem. Ce să facem? Deci astăzi vreau să rezolv problema cu reparatul și pe urmă să vedem ce mai avem de făcut. Dacă nu, doar chestia asta. Și am zis să vă iau și pe voi cu mine, nu? Ori suntem, ori nu mai suntem. Deci, nu știu cine m-a lămurit, doamna prima, doamna sau doamna. Centrul, de care centru? Nu, pe aici nu, văd că nu ai. Oameni buni, am și o întrebare la voi. Cei 20 de lei care au apărut pe piață, care au apărut, cumva este nivelul de inflație, e mai mare, nu? De-aia a apărut. Asta ce înseamnă? Că România nu merge către o zonă bună și încet, încet vom avea de suferit. Bun, avem un verde. Așa sunt semafoarele astea curelate. Uite că s-a pus și aici verde. Și acum să caut centrul de încălțăminte. Că a spus că până în intersecție. Să vedem unde. Sunt foarte, foarte curioso. Una grande curioso. Unde ești, mă? Unde ești, mă? Salut, tati, ce mai faci? Reparați încălțămit. Aici. Hai să vedem. Gata. Mi-am rezolvat cu încălțămintea. Mea Vasile îl cheamă. Super de treabă. O mai luni mă duc să-i ridic. 20 de lei. Asta e, 20 de lei. Mergem mai departe. Ne ducem să mergem să scoatem niște bani și pe urmă să vedem mai departe cum stau lucrurile. Săruna, săruna vecinica. La mulți ani și dumneavoastră, să vă ajute Dumnezeu, sănătate multă. Să trăiți și dumneavoastră. La revedere. Bun, iar stăm la semafor aici. Și avem și salvare acolo, nu știu de ce s-a întâmplat. Bă, am găsit repede. Eu știam că s-a mutat undeva pe Iancului domnul acesta cu încălțămintea. Da. Totuși e ok. Mergem să scoatem niște bani și pe urmă mergem să ne distrăm. Știți foarte bine cum stau lucrurile. Pentru că ce să facem noi? Facem ghicește cum se numește mărul cailor, știți foarte bine. Așa că scoatem banii și mergem la distracție. Și pe urmă și eu la revedere de la voi. Începusem să vă spun că sunt 30 și ceva la sută care mă urmăresc și vreau să le mulțumesc, dar vreau să și aboneze la canalul meu, nu? De ce nu vă abonați? Dați-mi, oameni buni, haideți să ajung și eu la momentul ăsta am 1700 de abonați. Haideți să ajung, barima,
1800, 1900, 2000. Îmi faceți voi surpriza asta? Da, mulțumesc oricum, din tot sufletul. Ia uitați unde este pusă, unde e parcată. Ia uitați. Dar cum o să o parchez aici? De ce? Da, a parcat-o regulamentar, sus, sus. Ia, deci, ia facem. Deci, cauciucuri fără cameră. Ia, e prima dată când văd așa ceva. Pentru că găurile astea, așa mă gândeam și eu să-mi pun la trotineta mea. Când tot mi se spărgea cauciucul camera. Da. Să rămână, să rămână. Ce mai faceți? Eu am avut ernie de disc. Păi da, am și. Păi trebuie liniștit acasă. Ce să fac? Păi trebuie să stai liniștit acasă. Păi stai liniștit, așa aici. Îmi pare rău. Să rămână. La revedere. Da, cam greu. Să trăiți, să retras, să trăiți. Doamna de serviciu. Femeia de serviciu. Îmi doare spatele și știți ce nasol e? Durerea de spate. Bun, mergem să scoatem bani și pe urmă mergem din nou să facem cu mărul cailor. Așa. Avem mașina aici parcată. Pac. Da, oameni buni, ce mai ziceți, ce mai faceți? Să scoatem bani, că nu am bani. Am undeva la 3 lei. Că și domnul cu încălțămintea mi-a zis că mă costă 20 de lei. Plătesc acum? Nu, că n-am. Dacă plătesc cu cardul, n-are. Cu cardul. Bun, mergem să scoatem banii și pe urmă mergem să-i dăm. Să vedem cine va ști să ne spunem mărul cailor. Și cine va ști, dar nu știu unde să încep să întreb oamenii. Habar nu am. Bun, mergem. Gata, am reușit să scot bănuții și acum mergem, nu știu unde mergem. Vă spun sincer, vreau să merg într-un parc și să facem la fel. Cum se numește acest fruct, și anume mărul cailor, îl avem aici pe jos. Nu știu dacă se vede, ia să mă țină frână. Să văd acolo, sunt... Bun, și da, asta vreau să facem, să ne distrăm. Sper să și reușim să ne distrăm. Gata, să vedem ce va ieși. Eu am dat să vă arăt merele, dar nu să văd, așa că trebuie să trag de scaunul ăsta să se... Aici le avem. Și acum sunt curios pe care să-l alegem. Ia ziceți voi, pe care să-l alegem? Pe ăsta din stânga sau pe ăsta din dreapta? Hai să-l alegem tot pe ăsta mic. E mai confortabil, să ține mai bine în mână. Dar văd aici o grămadă de mașini. O grămadă de mașini de școala de șoferi. Să întreb aici sau să-i las, pentru că majoritatea sunt cu sufletul la gură și să gândesc la examen. Îi las să se concentreze pe examen. Bun, am intrat în parc. Văd acolo un băiețaș care alergă. Mai văd încă o lady care alergă. Dar ce stil de alergat are ea. Hop, 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 hop. Dintr-o parte, de aici așa. Nu văd că ar avea vreun deficit de... Să rămână, fiți drăguță, cum se numește acest fruct? Nu știu. Mulțumesc, nu știe. Nu știe. Da, 300 de lei ofer celui care va ști să-mi spună cum se numește acest fruct. Sunt una grande curioso, dacă dăm de cineva. Săruna, fiți drăguță, cum se numește acest fruct? Nu știu. Nu știți? O zi cât mai frumoasă. La revedere! Nu știe. Bă, mi-ar fi plăcut să știe. Ia să vedem, poate știe domnul. Să trăiți cu respect. Nu vă supărați, domnule. Cum se numește acest fruct? Urcă-s
castan. Nu e castan, o zic cât mai frumoasă. Să trăiți. Castan, nu e castan, domnule. Haideți, domnule, castan. A, se gândește că e coaja mai întâi verde și din coaja aceea iese castana. Da. Mamă, dar ce parc. Mamă, ce liniște. Am scos 1100 de lei. Așa că o să facem de 3 ori. Dacă ghicește cineva, o să facem de 3 ori. O să dăm bănuții. Mamă, dar ce gârlă acolo jos. Și mai este și o doamnă. Parcă pe jos, pe acolo, sunt mai multe persoane. Ia uitați cățelul, cum alargă cățelul pe acolo. Și mai multe persoane, mă, că nu e. Ăsta e parcul nimănui. Parcul nimănui. Ia să vedem. Ce gârlă e asta? Ita! Am văzut acolo un cormoran. Nu știu dacă îl vedeți și voi. Mamă, ăsta nu îngheață de frig, mă? Mie mi-a înghețat mâna aici. Și mai bate și vântul. Deci cât am mai cormoranul. Da, oameni buni, ce mai faceți, ce mai ziceți? Cui, la cine ajung? Sau cine? Va câștiga cineva 300 de lei astăzi de la mine? Sper să câștige, oameni buni. Vreau să vă spun că am promis cu prietenii mei că de câte ori voi face ghicește ce se află în săculeț și nu se ghicește, voi dona cât 100 de lei. Iar astăzi, dacă cineva ghicește, m-am decis chiar în secunda asta cu voi tot să donez 100 de lei. Că oricum, băi, este așa un sentiment când ajuți persoanele neajutorate. Da, persoanele neajutorate. Bă, să le ajuți așa cu drag. Bă, ce nu știu, ce vibe îmi dă corpul în mine. Ce bine mă simt. Când știu că acea familie poate să treacă cu bine peste anumite greutăți. Da, și ne-am strâns vreo 8 persoane, prieteni, la inițiativa mea, așa, și bineînțeles să caute cineva și persoana sau persoanele care să aibă nevoie de sprijinul nostru. Și bineînțeles că am găsit 2 persoane. O să mergem zilele astea să facem cumpărături și să mergem să ducem ce s-a strâns. Că pe lângă cele 8 persoane mai au și ei prieteni, mai au și ei frați, mai au și ei rude și bineînțeles că o să întrebe pe fiecare dacă dorește să susțină o familie nevoiașă cu 6 copii și da, să poată să aibă și ei ceva de pus pe masă de sărbători. Da, este foarte important. Bă, mi-a înghețat mâna. Mi-a înghețat mâna și în acest parc. Deci zici că este în pădure aici. Ia uitați, copacii ăia cât. Sunt foarte... Da, și un aer plăcut. Dar știu că în zona asta mai găseam niște pescari. Da, și mai socializam cu ei. Și poate îi găsim. Nu? De ce să nu le ofer și lor 300 de lei, dacă știe să-mi zică, de ce nu? Dacă știe să-mi spună, mi se pare corect. Că de-aia am ieșit. De-aia am ieșit. Oameni buni, ce mai ziceți, ce mai faceți? Ce mai ziceți, ce mai faceți? Am văzut că sunt
foarte mulți abonați, veniți acum noi. Vreau să vă mulțumesc. Foarte mulți abonați însemnând undeva la 60 și ceva. 66, 68 de abonați. Vă mulțumesc că ați venit. Sper să nu vă dezamăgesc. Da. Nu știu dacă am trecut de sau cine să încumetă să vin acum ca pescar și să stea cu mâna pe undiță și să-i înghețe mâna, cum mi-a înghețat mie mâna și pe, ia uitați, roșie, pe acest fruct, mărul cailor. Cum am ajuns eu? L-am văzut pe jos, așa, sub un pom, uitați așa, l-am văzut pe jos, l-am luat și zic, bă, ce e ăsta? Și bineînțeles, am căutat pe domnul Google și domnul Google mi-a spus cine e. Bă, dar n-am pe cine mă să întreb. N-am pe cine, mi-a înghețat și mâna. Da. Da, ce mi-a înghețat mâna. Ia uziți, niște oameni veseli. Bă, avem niște oameni veseli. Ia să vedem. Ia uziți. Ia uziți, oameni buni. Sunt veseli. Ia să-i întrebăm. Salutare, băieți! Vă salut cu respect! Băieți, ce este asta? Nu vă filmez, dar dacă vreți să vă filmez, vă filmez. Nu, nu știu ce e. Mărul cailor. Dacă știați, primeați ceva de la mine. Vă mulțumesc din tot sufletul. Să vă ajute Dumnezeu. Am văzut că sunteți destul de vesel, de zic. Chiar vorbeam cu ei, zic, mamă, vin niște băieți foarte de treabă și super de nota 10. O zi cât mai frumoasă. Vă salut cu respect. Sărbători fericite și dumneavoastră. Foarte de treabă. Bravo lor. Dacă, bă, chiar mă nu știe. N-au știut stăi să... Primeau 300 de lei. Mamă, deci primeau 300 de lei. Cred că erau și mai fericiți. Ia uziți ce râd. Bun. Ia uziți. Cred că dacă le ziceam că primeau 300 de lei. Da, atâta, asta este suma. Așa că bă, dar nu mai am pe cine să întreb. Nu mai am pe cine să întreb. Mi-a înghețat și mamă, dar ce s-a înroșit. Deci nu mi s-a înroșit ieri la munte. E mai frig astăzi. Cred că este mai frig astăzi. Da. Nici pescari nu sunt. Așa că îmi iau la revedere eu de la voi. În secunda asta îmi iau la revedere de la voi. Oameni buni, vă mulțumesc din tot sufletul că existați și că mă susțineți. Vă mulțumesc din tot sufletul. Dați-mi un coment. Ce vreți voi? Îmi place să citesc comentariile voastre. Îmi place să socializăm. Da? Iar cei care sunt noi pe canal, vreau să le mulțumesc și dacă puteți să-mi dați un share, să intre și prietenii voștri și bineînțeles vreau să mulțumesc tuturor, nu numai cei care au venit pe canal, vreau să vă mulțumesc tuturor pentru susținerea de care dați dovadă și pentru existența voastră. Ia să vedem, mă așez și eu pe o bancă de asta, dar e murdară, deci dacă mă așez sigur nu e de așezat. Bun. Vă iubesc, oameni buni. Mulțumesc dacă ați apăsat butonașul de like.
Mai vine încă un domn cu bicicleta. Ia să vedem, dar nu pot să-l deranjez. Chiar nu pot. Da. Pedalează, pedalează. Bun. Vă salut. Ciao. O zi cât mai frumoasă. Vă iubesc, oameni buni.